În România sunt peste 27.000 de medici stomatologi care își desfășoară activitatea în aproape 15.000 de cabinete sau clinici stomatologice private. De Ziua Internațională a Stomatologului, celebrată în fiecare an pe 9 februarie, Patronatul Medicilor Stomatologi din România creionează portretul profesionistului român. Patronatul scoate la iveală și problemele pe care le întâmpină medicii stomatologi din țara noastră și transmite mesaje către autorități pentru a schimba lucrurile în bine. Legat de Ziua Internațională a Medicilor Stomatologi, știm bine că în 1984 a fost propusă de Organizația Mondială a Sănătății. Această zi se sărbătorește Sfânta Apolonia, care se știe că este ocrotitoarea pacienților și a celor cu probleme orodentare. Nu știm cât dintre colegi chiar sărbătoresc acest lucru. Noi suntem obișnuiți să muncim cu pacienții și să le oferim servicii de sănătate și nu neapărat să sărbătorim, așa am fost educat probabil, să sărbătorim prin muncă. Cum aș caracteriza medicul stomatolog român? În primul rând, medic cu specialitatea stomatologie, care lucrează 95% în mediul privat, lăsat să se descurce singur în hățișul legislativ actual. Totodată harnic, competitiv, inteligent, dornic să progreseze profesional și în același timp manager de business, investitor și mai aș putea adăuga încă câteva, să zicem, caracteristici ale meseriei. Dacă e să-l comparăm cu stomatologul european, cum este față de colegii din Europa? Păi, față de colegii din Uniunea Europeană și din Europa, știm bine că de acolo ne vine tot ce înseamnă nou în domeniu. Suntem poate chiar mai bine pregătiți din punct de vedere profesional. De multe ori, noi a trebuit să recuperăm decalajul acela de informații care am fost supuși atâta timp și pot să spun cu mândrie că din punct de vedere profesional ne situăm la cel puțin la același nivel cu oricare dintre colegii noștri din Uniunea Europeană. Pentru că vorbim de o zi care merită celebrată, fiecare își pune o dorință. Care este cea mai arzătoare dorință pe care vă puneți în numele dumneavoastră, dar și al colegilor de breazlă? Uf, ar fi mai multe și greu de selectat. Una dintre marile noastre, să zicem, dorințe sau aș putea spune chiar în acest moment este o apăsare, ar fi să avem din partea autorităților statului un partener care să ne ofere un cadru legislativ în care să ne desfășurăm această minunată meserie. Zic eu meserie, până la urmă, deși este o activitate medicală, dar cu implicații destul de importante asupra sănătății populației. Deci un cadru legal, normal, la fel, asemănător cu cei al colegilor noștri din Uniunea Europeană, care să ne permită să ne și dezvoltăm profesional și să oferim servicii de sănătate stomatologică de calitate pacienților noștri. Aceasta este o dorință, dar ea este și cea mai urgentă problemă a Brezlei care ar trebui soluționată în momentul de față? Da, în acest moment suntem supuși unor provocări, aș zice eu, constatăm că birocrația, din păcate, devine din ce mai scufoasă de la an la an și nu este neapărat corelată cu realitățile din teren. În acest moment suntem supuși
autorizării și avizării cu peste 20 de asemenea reglementări pentru a putea profesa din punct de vedere legal. Există un concurs al autorităților statului de a folosi, să zicem, abuziv anumite reglementări legislative și în mod discreționar la nivelul țării. Ne dorim un cadru legislativ foarte clar și cât mai adecvat de a putea funcționa în condiții normale. Patronatul medicilor stomatologi din România, am văzut că a înaintat un set de propuneri către autoritățile române, iar una dintre ele este tocmai aceasta de a simplifica și clarifica legislația în privința cabinetelor stomatologice. Care sunt repercursiunile în momentul de față a faptului că este greu interpretabilă și stufoasă legislația? Dacă puteți să-mi dați concret unu, două exemple. În acest moment, noi ca patronat ne dorim împreună cu Colegiul Medicilor Dentiști din România și prin concursul medicilor Ministerului Sănătății să participăm în crearea unui cadru legal normal asemănător sistemelor medicale din țările cu o bogată tradiție în modul de gestionare a acestor probleme specifice prese. Acum, medicii stomatologi din România actual se confruntă cu o birocrație, cum am spus, foarte, foarte stufoasă. Veniturile sunt foarte mici față de cele ale colegilor europeni, deși costurile la aparatură și materiale sunt aceleași. Prețurile la manoperele stomatologice sunt mici datorită nivelului de trai mai modest față de media europeană a populației din România. De asemenea, sistemul medical și de asigurări de sănătate, care aduce beneficii atât prestatorului de servicii medicale, anume medicului, cât și consumatorului de aceste servicii și pacientul, este mult mai bine reglementat la nivelul Uniunii Europene. Ce mesaj aveți de Ziua Internațională a Stomatologului? Aici aș vrea să vă întreb pentru colegii dumneavoastră, pentru pacienți, dar și un mesaj către autorități. Da. Către colegi. În primul rând, aș dori să le transmit un mesaj de unitate și de încurajare și de motivație, dacă se poate, de a nu renunța la visul lor, chiar dacă constatăm că greutățile de obicei se înmulțesc cu cât ne apropiem de țintă. Pe de altă parte, de asemenea, pentru a face ceva, ar trebui să încetăm să mai vorbim și să ne apucăm de treabă. Pentru pacienți, am dorit să-i asigurăm că noi, corpul medical al stomatologilor, facem tot ce este necesar pentru a le asigura servicii medicale de calitate prin perfecționarea permanentă din punct de vedere profesional, prin investiții în tehnologie de vârf, prin metode și protocoale de lucru care au rolul de a oferi cele mai bune soluții de tratament. De asemenea, să conștientizeze că sănătatea orală este foarte importantă pentru a evita diverse alte complicații ce pot apărea și cu recomandarea de a apela regulat la medicul stomatolog prin controle periodice și nu doar în cazul unor urgențe sau atunci când complicațiile apărute necesită intervenții de anvergură, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere financiar. Facem un apel către autorități să nu neglijeze această ramură a medicinei, de altfel cu un impact semnificativ asupra sănătății populației, să ne ofere un cadru legislativ adecvat pentru desfășurarea în condiții normale a actului medical stomatologic în beneficiul pacientului.